Iată-ne din nou împreună, dragi telespectatori, vă spun tuturor bună seara și bun găsit la emisiunea Vieți Schimbate. Suntem într-o seară în care aș vrea să vă dau vești bune, doar vești bune, însă am și niște vești triste pentru cei care cred că stau bine. În seara aceasta veștile bune sunt doar pentru cei păcătoși, pentru cei care simt că au o povară în suflet și vor să scape de ea, pentru cei care vor să fie iertați, pentru cei care nu se consideră atât de sfinți încât să n-aibă nevoie de Mântuitorul, încât să n-aibă nevoie de acea mijlocire a Lui și de sângele ispășitor al lui Iisus Hristos. Așa că, dacă încă mai considerați că stați bine din punct de vedere spiritual, vă rog, închideți televizorul pentru că predica asta nu este pentru dumneavoastră. Dacă, în schimb, vă simțiți împovărați, dacă aveți nevoie de odihnă și de iertarea lui Dumnezeu, atunci stați aproape pentru că avem multe vești bune din partea lui Dumnezeu pe care le avem scrise în Sfânta Evanghelie după Luca. În seara aceasta vom avea ca pasaje capitolul 14 și 15. În capitolul 14 din Evanghelia după Luca, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre mai multe lucruri. În începutul capitolului este relatată acea minune, vindecarea unui bolnav de dropică, apoi Iisus vorbește despre smerenie, despre smerenia la ospețe, în care unii se grăbeau să-și ia locurile din tâi și Mântuitorul le-a spus, stați liniștiți, mai bine să fiți duși mai în față, într-un loc mai de cinste, decât să ți se spună, știi, prietene, locul ăsta nu este pentru tine, dă-te la o parte pentru că este altcineva, îți va înroși obrazul, așa că stai având acel simțământ al smereniei, iar apoi vorbește despre binefacere și despre pilda celor poftiți la cină. După ce a vorbit despre binefacere, care era și atunci înțeleasă greșit, așa cum este și astăzi, binefacerea era un fel de publicitate pe care ți-o făceau. Veneau mulți crainici, mulți oameni care făceau caz de binefacerile pe care le faci tu, de daniile pe care le ofereai celor care erau în fața ta, dar bineînțeles aveau o țintă mult mai înaltă. Binefacerile erau pentru cei care puteau să-ți facă la rândul lor binefaceri. Ce rost are să pierzi vremea cu oamenii aceia fără căpătâi și marginalizați de societate? N-avea niciun rost. Mai degrabă, făceai binefaceri celor care puteau să-ți întoarcă serviciile. În materie de fățărnicie nu ne-am schimbat absolut deloc. Suntem foarte binevoitori și foarte generoși cu cei care pot să ne întoarcă servicii, cu cei care pot să ne ofere titluri, cu cei care pot să ne ofere bani, cu cei care pot să ne ofere o relație, cu cei care pot să ne recomande undeva. Dar cu cei care nu ne oferă nimic la schimb, suntem foarte, foarte expeditivi și foarte tăioși. După ce le-a prezentat cum să facă acele binefaceri, spunându-le, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Cu alte cuvinte, caută să faci bine acelora care nu pot să-ți răsplătească. Aș face o mică paranteză aici. A nu se confunda săracii, orbii, ciungii, șchiopii de atunci cu asistații sociali de astăzi care toacă țigări și golesc sticlele. Este o mare diferență. În vremea aceea, categoria aceasta de oameni era proscrisă și nu puteai vorbi în niciun caz de egalitate de șanse acolo. Chiar și în Evul Mediu, mai târziu, și în perioadele feudalismului, oamenii nu puteau să-și depășească condiția decât în condiții sau în situații extrem de rare și excepționale. Însă,
Aici vorbim despre niște oameni care erau săraci și condamnați la sărăcie. Ei nu puteau să-și depășească condiția prin muncă, să strângă bani, să facă nu știu câte lucruri ca să devină nobili. N-aveau cum. Ci erau condamnați la sărăcie, la batjocură și la acea marginalizare. Despre oamenii ăștia vorbește Dumnezeu. Nu, vă rog, nu confundați acești săraci cu cei care stau pe la semafoare, cu cei care stau pe la supermarketuri, întind mâna cu 2-3 copii după ei și spun, dă și mie un leu. Și el e sănătos, tun și stă și pierde vremea toată ziua. Dar aș vrea să nu facem confuzie aici. Oamenilor acestora nu le dau absolut nimic și nici nu merită să le dați nimic. Ei se încadrează la ceea ce spune Scriptura, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Am încheiat paranteza aceasta și aș dori să revenim la ceea ce spunea Mântuitorul, la faptul că unii oameni se consideră atât de binecuvântați de Dumnezeu și că mântuirea li se cuvine în mod automat. Ei sunt acei aroganți ai lui Dumnezeu, cu ghilimele de rigoare, care dau lecții altora, care le spun altora că trebuie să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și pun acele bariere, noi și ceilalți. Noi, biserica și lumea. Noi și cei care sunt necunoscători de Dumnezeu. Și ați auzit acele rugăciuni, Doamne, adu-i în biserica ta pe cei pierduți, pe cei care nu te cunosc. Și de multe ori, cei care se roagă în felul acesta sunt mai necunoscători de Dumnezeu, în practică, decât cei pentru care se roagă. Și aici apare în pilda celor poftiți la cină o categorie de oameni care se considerau atât de favorizați, încât nici n-avea rost să mai răspundă Evanghelie. Păi noi să mai venim la ospăți, noi să mai venim la chemarea împăratului, noi suntem niște oameni atât de importanți încât putem să-i dăm cuflit și lui Dumnezeu. Atât de aroganți și atât de impertinenți încât își permit să refuze invitația împărătească. După ce au fost poftiți la cină, după ce li s-a spus că toate sunt gata, oamenii au început să vină cu scuzele ridicole. Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Cine cumpără un ogor și se duce după aceea să-l vadă? Trebuie să n-ai minte să faci lucrul ăsta. Prima dată te duci, vezi ce cumperi și după aia dai banii. Cum adică am cumpărat un ogor și acum mă duc să-l văd? Celălalt spune, am cumpărat 5 perechi de boi. Mă duc să încerc. Iartă-mă, te rog. Cu alte cuvinte, dacă e să contextualizăm, am cumpărat o mașină și acum mă duc să văd dacă e tot în regulă, dacă funcționează, dacă lucrurile stau cum trebuie. Păi cine cumpără o mașină fără să o vadă mai întâi? Cine dă banii înainte să știe pe ce? Iar cel de-al treilea spune, tocmai acum m-am măsurat și de aceea nu pot veni. Cu alte cuvinte, lasă-mă în pace, uite acum vreau să-mi petrec și eu un concediu, să mă duc într-o zonă exotică, nu am timp să răspund invitației tale. Sunt atât de mulți oameni care se consideră atât de privilegiați și automat mântuiți în împărăția lui Dumnezeu, încât cred că odată ce au răspuns chemării lui Dumnezeu, nu mai au nevoie să facă absolut nimic, să vină iar și iar, să guste din bunătatea lui Dumnezeu și să se bucure de mântuire. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, indiferent ce faci. Împăratul, supărat și ofensat pe refuzul acesta elegant, știți că noi de regulă, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu sau și înaintea oamenilor, venim cu tot felul de scuze ridicole. Și nu te supără nimic mai mult decât atunci când oamenii te iau de prost și de fraier.
să vină și să te refuze elegant. Măgar de ți-ar spune, bă, n-am chef să vin. Nu vreau să vin. Nu pot pentru că, uite, mi s-a întâmplat un accident. Sau pur și simplu nu-mi place genul ăsta de manifestare și nu vreau să particip. Dar nu ți-o spun așa. Vor să păstreze anumite aparențe și în același timp să te refuze și să nu vină. Dumnezeu a fost ofensat. Împăratul care îl prefigurează aici, care îl simbolizează pe Dumnezeu. Și a zis, ieși la drumul și la garduri și lasă-i pe toți fandosiții ăștia și cheamă-i pe ăștia care nu pot să-mi răsplătească cu nimic, care n-au văzut în viața lor o masă împărătească, care n-au îmbrăcat în viața lor o haină regală, cheamă-i pe toți, șchiop, ciungi, orbi, cheamă-i aici, până se umple casa. Și spune versetul 24, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Niciunul. Ați auzit ce zice Mântuitorul? Niciunul. Să știți că pe mine mă pun pe gânduri cuvintele acestea ale sale. Oamenii onorabili, pierduți și cei nebăgați în seamă, chemați în împărăția lui Dumnezeu, bineînțeles că nu vorbim aici de o excludere totală a oamenilor care reprezintă ceva în societate și nici de un accept total din partea lui Dumnezeu a celor care au un anumit stigmat. Da, nu trebuie să privim extremist lucrurile, dar totuși să nu fie niciunul din cei chemați la ospăți, ar trebui să ne gândim vis-a-vis de această acceptare a mântuirii și această respingere elegantă a mântuirii, considerând că nouă ni se cuvin toate. Chiar înainte de a spune pilda, spune unul dintre cei care ascultau acolo, unul dintre cei ce ședeau la masă, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și prin această pildă Iisus îi spune, știi ce, prietene, mai gândește-te. Cu alte cuvinte, se simțea automat inclus acolo. Cum eu să lipsesc de acolo, de la împărăția lui Dumnezeu, de la ospățul lui Dumnezeu? Dar nici se pune în calcul lucrul acesta. Și prin pilda aceasta transmite un mesaj că foarte mulți din cei care se cred deja mântuiți au metodele lor de a-i spune lui Dumnezeu, Doamne, știi ce, lasă-mă în pace că am altceva mai bun de făcut. Dumnezeu în felul acesta este refuzat într-un mod ridicol și impertinent chiar. După această pildă, Iisus vorbește despre ceea ce înseamnă să fii ucenicul său. Și aici vorbește despre sacrificiu și despre ordinea priorităților. Dacă ai alte priorități față de ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, nu ai ce căuta acolo. Dacă nu ai un spirit de sacrificiu, atât social, cât și spiritual, din punct de vedere spiritual, n-ai ce să cauți acolo. Observați că Dumnezeu nu încurajează sub nicio formă lenea și pasarea responsabilității spirituale și sociale în cârca altcuiva. Și spune foarte clar, oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Cu alte cuvinte, trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta spirituală, să-ți porți crucea. Și crucea la care se referă aici nu se referă la o boală pe care ai contactat-o în urma păcatului sau în urma degenerării sau în urma vârstei. Nu despre asta, că asta e crucea mea. Nu despre asta este vorba, ci despre crucea care vine în urma slujirii lui Hristos. Pavel despre o astfel de cruce vorbește. După ce a renunțat la favorurile care erau oferite, a luat jugul lui Hristos și crucea lui Hristos. A început să fie persecutat, bătut, urmărit peste tot, până când a sfârșit-o decapitat.
Asta este crucea lui Hristos. Celelalte greutăți ale vieții inerente, păi astea nu sunt crucea lui Hristos. Sunt greutățile vieții pe care le are și credinciosul și necredinciosul. Crucea lui Hristos este acea suferință și reprezintă acele greutăți care vin în urma slujirii lui Hristos. Așa că nu amestecați lucrurile. Ce este cu păcătoșii aceia pe care nu-i bagă în seamă nimeni? Ei, aici este ceva foarte interesant, pentru că aici, înainte de a-i prezenta, am vorbit mai întâi despre acei păcătoși onorabili care au curajul să vină cu scuze înaintea lui Dumnezeu și să spună: știi ce, Doamne, eu deja sunt în categoria celor privilegiați, eu n-am nevoie de pocăință, eu n-am nevoie să mai stau în preajma ta, eu n-am nevoie de ospățul tău, eu pot să vin și să plec când vreau. Și împăratul zice: niciunul nu o să stea la masă împreună cu mine. Chemați-i pe ceilalți. Și acum, în capitolul 15, sunt trei pilde care vorbesc despre vestea bună pe care Dumnezeu le-o dă celor pierduți. În capitolul 15, prima pildă este pilda cu oaia rătăcită și leul. Și în introducerea acestui capitol, evanghelistul Luca spune așa: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Auziți? Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Eu când pun în contrast ceea ce scrie aici în Evanghelie cu acei sfinți atât de polișați că nu te poți apropia de ei ca de cactus, sunt atât de puri, atât de bine aranjați în împărăția lui Dumnezeu și atât de bine lustruiți, încât te simți un nimeni în preajma lor. Dar oare Hristos nu era sfânt? Oare Hristos nu era Fiul lui Dumnezeu? Oare Hristos nu era fără păcat? Cum de apare contrastul ăsta că de sfinții ăștia nu poți să te apropii și păcătoșii din vremea când a venit Iisus pe pământ se apropiau să-L asculte? Nu cumva e ceva în neregulă cu sfințenia aceasta elitistă, care spune: stai departe, nu te apropia de mine că mă spurci, care spune: știi ce, dacă nu atingi un anumit standard, dacă nu treci printr-o carantină spirituală, n-ai ce căuta în preajma mea, prima dată te cureți și după aia stăm de vorbă. Aici este exact pe dos. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Asta este o veste extraordinară pentru mine și pentru tine, dacă te consideri păcătos. Pentru că nu mai am nevoie de toate acele obstacole, de toți acei sfinți, de toate acele mărturisiri, de toate acele lucruri ridicole ca să mă apropii de Dumnezeu. Și de perioade în care trebuie să demonstrezi unora și altora că te-ai schimbat, că te-ai sfințit. Nu! Dacă acum te simți împovărat, dacă acum te simți pierdut, dacă acum te simți îngreunat de conștiința ta și ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, vino la El acum, direct, fără alți intermediari. Pentru că Dumnezeu poate să te elibereze de povara aceasta. Chiar chemarea Mântuitorului din Evanghelia după Matei, capitolul 11 cu 28, spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. E o chemare extraordinară. Dacă oamenii ar crede lucrurile acestea, ar fi cei mai fericiți. Dar pentru că nu le cred, se duc în stânga, se duc în dreapta, întreabă pe unul, pe altul. Și fiecare mai adaugă câte o jumătate de kilogram, câte un kilogram, câte două, câte trei, câte un serviciu, câte o penitență, câte un canon. Și în felul ăsta omul, din ce în ce mai gârbovit, zice: vai, dar grea este credința asta. Însă aici ni se spune cât se poate declar:
toți vameșii și păcătoșii, se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Dacă de oamenii aceștia nu te poți apropia, lasă-i în pace și du-te direct la Hristos. Este vestea bună a Evangheliei. De asta este vestea bună. Despovărează, dă la o parte toți oamenii care contrafac Evanghelia, toți impostorii, toți profitorii și pe toți aceia care vor să obțină ceva de la tine mai întâi pentru a-ți oferi iertarea, pentru a-ți oferi eliberarea. Pentru că Evanghelia aceasta a fost dată la o parte. Evul Mediu a fost o epocă total împovărătoare pentru sufletele oamenilor și pentru trupurile lor. Oamenii au trăit într-o teroare. De ce? Pentru că n-au mai crezut cuvântul lui Dumnezeu. Și a trebuit ca altcineva, biserica și instituțiile ei să troneze și să domnească peste conștiințele oamenilor, să le spună ce este bine, ce este rău, ce trebuie să facă, ce nu trebuie să facă, dacă sunt vinovați sau nu, ei dezlegau, ei legau. Însă, dacă ar fi crezut aceste cuvinte ale Evangheliei, oamenii ar fi fost cu adevărat liberi. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Cine sunt deranjați? Cei care pierdeau controlul. Cei care creaseră castele spirituale. Cei care doreau să-i țină pe oameni departe, să arate că există o elită și ceilalți. Există niște conducători spirituali care țin sceptrul și ceilalți. Și Iisus vine și aruncă în aer tot. Tot! Ce-au rămas? Serviciile de mulțumire, jertfele de mulțumire, închinarea, restul în ceea ce privește buticurile acestea și bazarurile acestea bisericești, toate le-a dărâmat. De ce? Pentru că miroseau a corupție și a tiranie religioasă. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaș și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Din cauza mentalității fariseice, oamenii care se simt superior celorlalți, când vine un păcătos în biserică, sunt deranjați. Ori stă acolo în banca lui cu eticheta pe frunte, să știe toată lumea că el este păcătosul pentru toată viața lui și nu-l scoate nimeni de acolo, menținând astfel superioritatea fariseilor. Ori dacă nu, n-are ce căuta, e mare problemă când vine cineva să se întoarcă la Dumnezeu. Dar ce suntem noi? Păzitori de rai? Administratori ai tainelor lui Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea? Noi mântuim pe oameni sau Dumnezeu? În nimeni altul nu este mântuire decât în numele lui Iisus Hristos. Țineți minte lucrul ăsta. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. O declarație cât se poate de exclusivistă. Nimeni. Nimeni. După ce a găsit-o, pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era bine mersi în staul, tunsă, pieptănată, parfumată. Nici vorbă. Oaia pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință.
Toate aceste afirmații ale Mântuitorului răstoarnă castele spirituale care au fost clădite de-a lungul timpului și până să vină Hristos au făcut așa niște ierarhii. Noi suntem ăia, voi sunteți ceilalți. După înălțarea Domnului Hristos, ilustrează foarte bine Dostoievski în parabola Marelui Inchizitor, care era deranjat de ceea ce a făcut Hristos și spunea că biserica a corectat gândirea lui. Cum adică să simplifici tu lucrurile, să nu mai vină bănuții la noi, să nu mai avem noi putere, să nu mai stăpânim peste conștiințele oamenilor? No, nu există așa ceva. Te-ai dus prea încolo cu libertățile. Hai să luăm foarfeca, să mai tăiem din ele și să-i punem pe oameni în lanțuri și să le administrăm noi harul și iertarea. Însă, aici Hristos spune cu totul altceva. Că păstorul se bucură pentru oaia pierdută și că este mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos decât pentru 99 de sfinți care n-au nevoie de pocăință. Unde este Evanghelia asta? Am cam dat-o la o parte. Și în continuare, Mântuitorul mai spune o pildă, după pilda aceasta cu oaia pierdută, că o femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, aprinde o lumină, mătură casa și caută cu băgare de seamă până când îl găsește. Nu spune, a, lasă-mă că mai am 99 de oi. Ce mai contează una sau alta? Una într-o zi, una într-alta, într-un an de zile, uști, nici atât, s-a dus turma. Femeia nu spune, a, lasă că mai am încă 9 bănuți. Ce contează încă unul în plus, în minus? Nu. Bănuțul acela are valoare. Și îl caut, mătur casa peste tot, până când îl găsesc. În fiecare dintre aceste trei pilde pe care le spune Hristos despre păcătoși, întâlnim câte ceva comun și aparte. În primul rând, comun este faptul că Dumnezeu este Cel ce așteaptă păcătosul și Dumnezeu este Cel care iubește păcătosul și Dumnezeu este Cel care caută păcătosul. Asta este elementul comun. Elementele distinctive, dacă e să ne gândim așa, reprezintă faptul că Iisus Hristos iubește mai mult un păcătos decât 99 de neprihăniți și că îi caută pe cei păcătoși. Apoi, păcătosul nu știe că este pierdut și nu se poate salva. De aceea, femeia îl caută până îl găsește. Oaia, dacă este pierdută, oricât ar încerca, nu poate să se salveze singură și are nevoie de păstor ca să o ridice, să o pună pe umerii lui, să o bandajeze, să îi îngrijească rănile, să o ducă în staur. Și a treia pildă, pilda fiului risipitor, este aceea în care Dumnezeu așteaptă ca păcătosul să-și revină și să vină din nou acasă, chiar dacă a risipit tot ceea ce îi oferise. Fiecare pildă este partea unui puzzle care, pus cap la cap, fiecare piesă spune că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu caută oaia pierdută, dintre cele 100. Ce mai contează una? Da, contează. Pentru mine contează, spune Dumnezeu. Bănuțul este pierdut în casă, nici măcar nu-și dă seama și Dumnezeu îl caută. Și a treia categorie de păcătoși este aceea răzvrătiților, care se întorc împotriva lui Dumnezeu, cheltuie tot ce au mai bun în viața lor și Dumnezeu nu le răsprătește cu răutate, ci așteaptă cu dragoste să se întoarcă acasă. Este extraordinar. Evanghelia aceasta te cucerește.
te înmoaie pur și simplu, oricât ai fi de răzvrătit, oricât ai fi de pornit împotriva lui Dumnezeu. Când în răzvrătirea aceasta umbli ani de zile și îți dai seama că Dumnezeu te așteaptă tot cu dragoste. Când ești pierdut în lume, nu-ți dai seama și Dumnezeu te găsește. Când ești pierdut, îți dai seama, dar nu ai ce face, nu ai cum să scapi de acolo și Dumnezeu îți întinde o mână. Nu poți decât să-i dai laudă lui Dumnezeu și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut în viața mea. Oaia pierdută, bănuțul pierdut în casă pe care femeia îl caută. Și a treia pildă este pilda fiului risipitor. Sau aș spune eu mai degrabă, pilda celor doi fii risipitori. Pentru că unul risipea departe de casă și unul risipea în casă. Unul s-a supărat pe programul lui tata de acasă și a zis, știi ce, tată, lasă-mă în pace, eu vreau să mă duc, să-mi fac de cap, să mă distrez, să-mi trăiesc viața, lasă-mă cu chestiile astea, cu orar, cu închinare dimineață, seara, n-am nevoie de ele. Și să știți că mai degrabă apreciez un păcătos de felul acesta, care își asumă păcatul și deciziile și zice, bă, ăsta e eu. Decât unul fandosit care rămâne acasă de frică de a nu pierde moștenirea, de a nu-și pierde cetățenia bisericească sau calitatea de membru, cum spunem noi, și stă acolo și mocnește în sufletul lui, ori le face pe ascuns, să nu știe nimeni, ori mocnește dorința aia în el și clocotește. Și toate astea se transformă în frustrare și mânie și ură împotriva celuilalt. Și începe să-l persecute și să-l judece și să-l pedepsească tocmai pentru aceea ce și-ar dori să facă, dar n-are curajul să-și asume. El ar vrea să facă, însă de. Primul a venit și a zis, cel mai tânăr, tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine, da, atitudinea arogantă, și vreau să plec. Tatăl i-a dat partea de avere și a zis, fiule, uite, asta este. Du-te, fă ce vrei. Mă surprinde și aici bunătatea și generozitatea lui Dumnezeu. Nu-i dă una după cap să-i spună vreo două, trei. Nu, Dumnezeu îl lasă și Dumnezeu ne lasă să mergem pe linia pe care vrem noi. Să facem ce vrem cu binecuvântările sale. Și s-a distrat el cât a putut, până a cheltuit tot. Și la urmă se uită așa și zice, da, asta oferă libertatea asta în care m-am aruncat eu? Asta oferă desfrâul în care m-am bălăcărit eu și traiul ăsta bun, am rămas în zdrențe. Nu mai am nimic. De aș fi eu primit măcar ca un argat. Și într-adevăr, să știți că majoritatea din biserici au înțeles că trebuie să-i primească pe păcătoși ca pe niște argați. Gata, te-ai dus acolo, salut privilegii, înveți ce, slujbe, nimic. Pe ultima bancă, dacă se poate, tu ești ăla. Ai greșit, la revedere. Nu te mai spală toate apele de pe Dunăre, dar nu există așa ceva. Spunea cineva într-o biserică, dar cum frate, pe cine să mântuiască Dumnezeu dacă nu pe noi? Păi noi venim la biserică, noi dăm zecime, noi ținem sabatul, pe ăștia la alții? Cum adică să aibă aceeași răsplată cu noi? Zic, mai citește, te rog, Evanghelia. Pentru că n-ai înțeles-o. Nu despre asta este vorba. Pentru că Dumnezeu nu face concurs de sfinți, ci Dumnezeu recuperează păcătoși. Și a venit el, și a venit așa în fire și a zis, mă, hai să mă duc totuși la tata, că tare bine era acolo acasă. Măcar ca un argat să mă primească. Și știți, oamenii aceștia cu o conștiință împovărată își asumă ceea ce au făcut, nu caută să mai înfrumusețeze, să spună, stai că de fapt n-a fost așa, ca și fiii de acasă, care stau o viață întreagă, ori își ascund păcatele cu o genialitate extraordinară,
Ori râvnesc în inima lor o viață întreagă și sunt ca o bombă cu cea și abia așteaptă să explodeze împotriva celor pe care i-au prins în flagrant. Și sunt atât de chițibușari, la milimetru știu să judece, știu să facă liste de păcate, știu să pună în cârca lor tot felul de greutăți. De ce? Pentru că sunt niște frustrați. Însă, pentru ei n-am vești bune. Am vești bune pentru păcătoși. Și spune Evanghelia așa. Și a venit în fire, versetul 17 din capitolul 15, și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și asumă total. Ălalalt, nu, eu aș fi vrut, dar nu mi-ai dat. Mamă, ce m-aș fi chefuit și eu și aș fi tras o beție, dar nu mi-ai dat. Și asta îl răcăia tot timpul. De parcă nu putea să-i spună tatălui: tată, vreau să fac și eu un chef în seara asta și să mă îmbăt. Sau să chem prieteni. Nu i-ar fi dat tatălui? Păi i-a dat la jumate din avere. Lui ăsta nu-i dădea un ied sau un miel sau un vițel? La cât era de generos tata, s-ar fi împiedicat de o asemenea cerință? Nu. Însă observați dorința unora de a fi mai sus decât ceilalți și de a-i judeca. Eu nu, eu niciodată, eu n-am curvit, eu n-am mers acolo, eu n-am furat, eu n-am mințit, eu nu. Și ăștia niciodată, când i-au zis pe ăștia cu niciodată să fugiți cât vă țin picioarele, că sunt toți dracii prezenți în viața lor. Și cea mai mare prefăcătorie și cea mai mare minciună. Ăștia niciodată nu fac nimic. Generalizează tot. Eu niciodată, ăștia întotdeauna. Însă s-a sculat, a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Ce diferență între modul în care îi primim noi pe păcătoși și modul în care îi primește Dumnezeu. Aha, ai venit tu acasă, ți-am spus eu. Dar nu, n-ai ascultat. Uite acum, vezi că ai ajuns la vorba mea? Vezi că tu ești exact cum ți-am spus eu. Ești rebel. N-ai ascultat. Uite că ți s-a întâmplat exact cum am spus. Ce bine îmi pare că ai venit acasă să-ți mai dau una după cap acum. Și să te arăt la toți, să vadă cât de păcătos și nenorocit și aiurit ai ajuns, în ce hal, m-ai făcut de râs peste tot. Nici vorbă de așa ceva, dragii mei. Nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu, care este simbolizat prin acest tată iubitor, cade pe grumazul lui, plânge, îi pare rău. Vai, fiul meu, ați auzit de sfinți din ăștia care își reneagă copiii pentru că nu gândesc cum gândește majoritatea și nu îi judecă pentru că sunt judecați de sfinții, la fel ca ei. Pă, uite ce a făcut ăsta, uite pe unde s-a dus, te-a făcut de râs peste tot. Și în loc să fie lângă copil, lângă cel pierdut, îl reneagă. De ce? Să nu le fie pătat pedigriul? Cât de mizerabil am putut să ajungem? Când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. A alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Un asemenea Dumnezeu vreau să slujesc. Nu unul care stă doar în icoane, doar între sfinți și îngerași, doar între oameni care toată ziua se roagă și nu au în cap altceva decât cuvinte atât de pioase încât nu rănesc pe nimeni. Nu, n-am nevoie de din ăștia. Dumnezeul acesta, deschis în Evanghelie, coboară printre oameni, le înțelege slăbiciunile, îi iubește așa cum sunt.
Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina, stola, haina împărătească, cea mai bună, și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Dumnezeu nu are nevoie de parade ale pocăinței, de perioade de carantină, de depăduchiere, de demonstrații. Nu! Iertarea este instant. Asta e vestea bună. Știu că nu le place unora care la fiecare vamă, pac, mai dăm ceva, pac, mai recunoaște ceva, mai adu și la fiecare pas mai adaugă câte ceva. Și aduc profit chestiile astea, să știți. Așa simplu, nu? Și Dumnezeu zice: aduceți repede haina, cea bună, și inelul puneți-l în deget și dați-i încălțăminte în picioare, pentru că fiul acesta a fost pierdut și a fost găsit. Tăiați vițelul îngrășat. În seara asta petrecem. Dumnezeu se bucură când vii la El. Lasă pe ceilalți. Vino la Hristos. Dacă o biserică sau niște oameni nu se bucură pentru întoarcerea ta, lasă-i în pace, pentru că nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu. Dacă te judecă pentru ceea ce au făcut, lasă-i în pace, pentru că n-au cunoscut adâncimea harului lui Dumnezeu, despre care vorbea Pavel, unde nelegirea s-a mulțit acolo și harul s-a mulțit mai mult. Nu ca să păcătuiești să mulțești harul, dar cu cât ai păcătuit mai mult, cu atât Dumnezeu îți oferă mai mult har ca să fii reabilitat, să te întorci la El. Mă cucerește Evanghelia aceasta și pur și simplu îmi dau seama că e atât de puțin înțeleasă și atât de puțin practicată în biserici și în viețile oamenilor. Însă, slavă Domnului că avem Scriptura. Dacă am Scriptura, dragii mei, puțin îmi pasă de ce mai zic ceilalți. Că mă reneagă, că mă dau la o parte, că mă batjocoresc, poate să zică ce vor dacă Dumnezeu mă iubește și îmi spune lucrul ăsta în cartea asta. Îl cred pe cuvânt și restul poate să-și tocească dinții, pentru că nu mă interesează. Atâta știu, că Dumnezeu și Hristos mă iubesc. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit, s-a apropiat de casă, a auzit muzică, simfonia și jocuri. Se și distrau, dansau, erau în culmea petrecerii. Știu că pe unii deranjează treaba asta, dar în fine. Este Evanghelia. Și când a auzit... Asta era numai așa. A chemat pe unul din rom și a început să-l întrebe ce este. Bă, ce se întâmplă? Ce cu zarva asta? Ați speriat îngerașii, ați speriat de aici atmosfera asta duhovnicească, cu jocuri, cu cântece din astea, mai săltărețe. Ceva se întâmplă, cum adică? Păi la noi era numai vis și armonie. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Reacție. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Ce vă spuneam? Niciodată. Ei niciodată n-au făcut nimic rău și niciodată nu și-au permis luxuri din astea prin care să guste plăcerile vieții. Nu, că ei trebuie să rămână sfinți, dar și-ar dori de a rupe gardul. Dar ori le fac pe ascuns și afișează imaginea de sfinți, ori tot își doresc toată viața, sunt ca bomba cu ceas. Niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai și tăiat vițelul cel îngrășat. Observați răutatea asta care fierbe în interior.
În loc să zică, bă, bine că venim așa, amărâtul ăsta săracul de pe drumuri, s-a adunat și el a venit acasă. Lasă-mă că avem destule. Slavă Domnului! Bine că e sănătos, e în viață. Nu, nici vorbă de așa ceva. Fiule, i-a zis tata său, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Trebuia. Dumnezeu se bucură pentru tine. Chiar și atunci când ești păcătos și te întorci la El. Chiar și atunci când ți-ai risipit viața, îi pare rău de tine, este milă de tine, dar se bucură atunci când vii la El. Așa că nu întârzia să te gândești, vai, ce o să zică Dumnezeu? Și apropo, nu crede că Dumnezeu spune ceea ce îți spun alții că spune El. Pentru că vin unii, a, Dumnezeu spune și zice ce gândește El, sau biserica, sau anumite canoane, sau anumite dogme. Nu! Dumnezeu spune ceea ce spune aici, citește motamon Evanghelii și lasă interpretările altora. Pentru că sunt false, eronate foarte multe dintre ele și manipulatorii. Ceea ce spune Dumnezeu este scris aici și ia de bun ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu se bucură pentru orice păcătos care se întoarce la El. Se bucură chiar și pentru păcătoșii aceia care s-au rătăcit de turmă și nu pot să se întoarcă singuri și Dumnezeu abia așteaptă să-i pună pe umerii săi. Se bucură și de păcătoșii aceștia care nici măcar nu-și dau seama că sunt pierduți și trăiesc așa în praf, în pulbere, peste tot și Dumnezeu îi caută și ia în palma lui scutură de praf și zice, locul tău este între ceilalți bănuți ca să strălucești, să ai valoare. Nu este în praf. Și Dumnezeu îi iubește și se bucură pentru acei păcătoși care chiar s-au răzvrătit împotriva Lui și au plecat departe de casă, crezând că tata este rău, că este plin de restricții și abia așteaptă să se întoarcă acasă, să-i primească cu bucurie, să le ofere dragostea și tot ce are mai bun acasă. Așa că veniți aproape de Dumnezeu. Sunt doar vești bune pentru păcătoși. Din păcate, nu avem vești bune pentru sfinții polișați.